Firmele pot depune din nou cereri pentru programul IMM Invest Plus. Încă 4.500 de societăți comerciale au acces la schema de ajutor de stat. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri aduce la cunoștință prelungirea perioadei depunerii cererilor pentru programul IMM Invest Plus până pe 22 decembrie 2023. Până atunci, prin intermediul platformei online, poate fi accesat un plafon suplimentar de 4,1 miliarde de lei alocat pentru garantarea celor mai avantajoase credite de investiții și capital de lucru. Suplimentarea a fost decisă de guvern ca urmare a epuizării plafonului inițial de 7 miliarde de lei alocat programului. Decizia a fost luată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate atât în mediul de afaceri, cât și de sistemul bancar, în contextul în care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a acordat 7.391 de garanții în valoare de peste 6,2 miliarde de lei, susținând finanțări de aproximativ 7 miliarde de lei, utilizând integral plafonul de garantare stabilit inițial de guvern pentru implementarea programului IMM Invest Plus și a componentelor acestuia în anul 2023. Noul plafon va asigura accesul la măsurile din schema de ajutor de stat pentru încă 4.500 de firme, extinzând astfel posibilitatea acordării de ajutoare de stat pentru aproximativ 31.000 de companii până la finalul anului. Schema de ajutor de stat IMM Invest Plus în valoare de 695,75 de milioane de euro reprezintă cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel european, care are ca principal obiectiv susținerea IMM-urilor, continuarea și dezvoltarea activităților a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, permițând păstrarea locurilor de muncă existente, crearea de noi locuri de muncă, investiții, plata impozitelor, contribuțiilor și altor taxe datorate bugetului de stat și celorlalte bugete.